român aruncă anual la coșul de gunoi 22 de kg de pâine, adică 20% din totalul de mâncare risipită într-un an. Și uite așa, România este pe locul 9 în lume într-un top al celor mai risipitoare țări. Dar reprezentanții fabricii de pâine la Loren, România, au decis că e timpul să educe consumatorii și să spună stop risipei de pâine. Au inițiat o campanie numită Nu arunca pâinea, iar persoane cunoscute din țară, de la medici nutriționiști până la bucătari și experți în parenting, au fost invitați să se alăture campaniei și să le explice oamenilor cum putem evita risipa alimentară. Prima personalitate invitată în fabrica de pâine a fost medicul nutriționist Mihaela Bilic. Haideți să vedem ce spun specialiștii despre consumul de pâine și cum putem evita risipa acesteia. Pâinea este bună, pâinea este sănătoasă, pâinea trebuie mâncată la fiecare masă și este cea mai banală și mai la îndemână formă de carbohidrați lenți, adică acei nutrienți care ne asigură și ne eliberează în sânge glucoza necesară supraviețuirii noastre. Deci tot organismul nostru funcționează cu glucoză, orice celulă de la creier până la ultima celulă din piele funcționează doar cu glucoză și atunci noi, în momentul în care mâncăm, eu știu, proteine, grăsimi, orice alt tip de aliment care nu conține glucide, ficatul este obligat să facă din ele glucoză, pentru că nu putem metaboliza și nu putem arde pentru a supraviețui decât glucoză. Și atunci, în momentul în care vrem, și din respect pentru corpul nostru, să-i dăm o formă de glucoză, iată, care este și la îndemână, și banală, și, eu știu, sănătoasă și sățioasă, o felie de pâine, și asta trebuie să o recunoaștem, îmbogățește și din punct de vedere plăcere, gustativ, experiența alimentară, orice aliment. Combaterea risipei de pâine începe încă din fabrică, iar la fabrica La Loren, situată în Câmpia Turzii, județul Cluj, pierderile în procesul de fabricare sunt minime, sub 2%, față de 40%, cum se întâmplă într-o fabrică convențională. Fabrica La Loren produce pâine precoaptă și apoi congelată, care ajunge în domeniul Horeca și în supermarketuri. În fabrica în care vă aflați, procentul de pierdere este de 1,6-1,8%, un procent extrem de mic, având în vedere nivelul de care vorbeam. Cum am realizat asta? Sunt două lucruri importante. Unul este educația oamenilor care lucrează, în spiritul economisirii, în spiritul reducerii pierderilor cu orice activitate pe care ei o desfășoară. Și spun aici faptul că fiecare dintre cei care lucrează la noi sunt recompensați, au bonus de performanță direct legat de nivelul pierderilor pe care fiecare dintre linii de producție îl ating. Doi, nivelul tehnic. Nivelul tehnic înseamnă că avem aici instalate echipamente de ordină generație, de ultimă generație, care ne permit atingerea unor astfel de nivele reduse ale pierderilor. Și când spun aici, de la fermentare până la ambalare, multe din procesele care există aici sunt automate și asta însemnând că acțiunea umană este redusă. Prin campania Nu arunca pâinea, inițiatorii își doresc pe de o parte să-i responsabilizeze pe consumatori, iar pe de altă parte să demonstreze că fabrica La Loren este parte din comunitate. Suntem în industria alimentară, vorbim de mâncare, e o nevoie de bază a oamenilor și cred că e o datorie noastră a industriei să ajutăm pe oameni, să le punem la dispoziție informațiile necesare și să încercăm să educăm în așa fel încât nu să se priveze de alimente, dar nici să le aruncăm la gunoi. Încercăm să ne aducem aproape cât mai multe personalități, pentru că sunt lideri de opinie și evident avem nevoie, așa cum avem nevoie de media, avem nevoie și de acești lideri de opinie în contextul actual al canalelor de comunicare, da? E important să mesajul nostru să ajungă la cât mai multă lume și să fie cât mai credibil și să fie, cum să spun, transmis de oamenii potriviți. De asta și prezența doamnei doctor Bilic, o salutăm în mod deosebit și sperăm să ni se alăture cât mai mulți oameni în ideea asta. Specialiștii spun că primul pas spre reducerea risipei de pâine este ajustarea cantității, așa că în loc de o pâine mare, e indicat să punem în coșul de cumpărături o baghetă, mai ales dacă știm că nu avem musafir la masă. Până acum, campaniei Nu arunca pâinea i s-au mai alăturat șef Adrian Hădean și Ioana Macoveiciuc, cunoscută și sub numele Prințesa Urbană.